Salut, eu sunt Dani Jurma de la Gadget On și vă urez bun venit la recenzia lui LG G Flex. Le mulțumim celor de la Market Online pentru că ne-au trimis acest telefon în teste. Telefonul îl puteți găsi pe marketonline.ro la prețuri de 2890 de lei. Oricum, linkul îl aveți în descriere în caz că se modifică prețul. După cum observați, LG G Flex face parte din categoria telefonelor foarte mari. Are 160 de mm în lungime, 81,6 mm în lățime, în grosime măsoară 8,7 mm, ceea ce e destul de bine având în vedere mărimea lui, iar greutatea sa este de 177 de grame. Telefonul vine cu un ecran P-OLED, curbat și flexibil, are 6 inch, rezoluția este de 720x1280 de pixeli, iar densitatea pixelilor este de 245 de pixeli per inch. De asemenea, ecranul este protejat de Gorilla Glass 2. Pe partea hardware, telefonul le întâmpină cu 2 GB de memorie RAM, un procesor Qualcomm MSM8974, Snapdragon 800 de 2,26 GHz, core-urile sunt Cray 400, iar GPU-ul este Adreno 330. Avem și 32 de GB memorie internă, fără a putea însă atașa un card micro SD. LG G Flex vine și cu o cameră principală de 13 megapixeli cu autofocus, poate să filmeze Full HD la 60 de frame-uri pe secundă și de asemenea poate filma și 4K. Camera nu dispune însă de stabilizare optică a imaginii. LG G Flex vine și cu o cameră frontală de 2.1 megapixeli care poate filma și a Full HD la 30 de frame-uri pe secundă. Pe partea de conectivitate avem 4G, Wi-Fi, DLNA, Bluetooth 4.0, NFC, USB 3.0, GPS cu suport AGPS și GLONASS. Ca și senzori, avem accelerometru, giroscop, compas și senzori de proximitate. De asemenea, telefonul, după cum știți sau nu, are un spate care se poate repara singur când este zgâriat ușor. Evident că, după cum am spus, vorbim de zgârieturi minore și pentru a se repara, trebuie să stea la o anumită temperatură mai ridicată. Și aici vorbim de cel puțin 26 de grade Celsius sau pur și simplu puteți să-l frecați de bluză sau cu mâna pentru o perioadă mai îndelugată de timp. LG G Flex vine din cutie cu Android 4.2.2, de asemenea dispune de o baterie imensă de 3500 mAh. Și iată că a venit momentul să ne uităm și la design și la calitatea materialelor și după cum urmează ne vom uita la partea frontală. Evident că, deja v-am spus de multe ori, avem un telefon cu un design curbat și flexibil. Acest design curbat l-am văzut și pe Samsung Galaxy Round, însă acolo e puțin diferit, dar această flexibilitate nu am mai văzut-o pe niciun telefon și dacă vă trebuie să cumpărați acest telefon, faptul că e flexibil îl face să fie oarecum mai unic. Și uitându-ne la partea frontală, observăm partea stânga sus, camera frontală, lângă ea avem senzorii, iar lângă senzori avem difuzorul pentru apeluri. În partea de jos avem aceste butoane în ecran, butonul Back, Home și butonul pentru opțiuni și sub ele găsim sigla LG care ocupă spațiu degeaba după părerea mea. În partea din dreapta a telefonului nu găsim absolut nimic. În partea de jos avem intrarea pentru căști, intrarea pentru USB și un microfon pentru apeluri. Ok? În partea din stânga găsim doar această intrare pentru SIM și atât. În partea de sus mai avem o intrare pentru un microfon, vă rog să mă scuzați, care este pentru înregistrarea video. Ok, și pe partea din spate avem tot ce ne trebuie și după cum urmează găsim difuzorul multimedia, sigla LG de care vă spuneam că o avem deja aici. Avem apoi butoanele, aici avem toate butoanele, butonul pentru volum, butonul pentru volum pentru a ridica volumul și aceste butoane pentru volum le putem folosi și și pentru a face poze, putem să facem poze apăsând cel volumul de jos sau volumul de sus. Iar între ele găsim butonul care pornește și oprește telefonul, respectiv blochează și deblochează. De asemenea, acest buton este și un buton pentru notificări. În partea din stânga a camerei găsim infraroșul cu care putem să schimbăm canalele la televizor, la DVD sau la receiver. Ok? Avem camera de 13 megapixeli, iar în dreapta ei găsim LED-ul flash. Când vine vorba de design, am doar cuvinte de laudă aproape, pentru că am și un minus și acela este legat de spatele său,
chiar dacă este un spate revoluțional, dacă pot să-i spun așa, pentru că se vindecă singur, oarecum, este și destul de alunecos, așadar este destul de complicat să ții telefonul cu o mână, mai mult riscant decât complicat, pentru că nimeni nu își permite să scape acest telefon pe jos, mai ales la cât costă, așadar spatele său este cam alunecos, deci trebuie să aveți grijă cum îl țineți în mână. Pe lângă asta, după cum a fost și în cazul lui Nokia 1520, din nou nu trec dimensiunile la minus, v-am spus atunci de ce, fiindcă nu consider acest lucru minus, însă, sincer vă spun, eu nu m-aș putea obișnui cu un telefon așa de mare, e prea mare pentru gustul meu, pentru mâinile mele și buzunarele mele, așadar, dacă vă puteți obișnui cu el, este ok. Ce trebuie să vă spun este că dintre toate telefoanele mari, comparându-l cu Nokia 1520, inclusiv cu Note 3, acesta stă cel mai bine în mână, în mână, în buzunare și oriunde vreți voi. Deci acesta este cel mai ok dintre toate și dacă ar fi să-mi cumpăr un telefon de dimensiunile astea, cred că acesta ar fi. Așadar, pe partea de design, telefonul stă foarte bine, are un design bun, un design revoluționar și are multe chestii care sunt în premieră, cum ar fi și baterie flexibilă, chiar dacă nu este ea flexibilă foarte mult. Însă este flexibilă pentru că ați văzut că telefonul flexează, altfel nu ar fi putut face acest lucru dacă bateria nu ar fi fost și ea flexibilă. Ok? După cum am spus, materialele sunt foarte ok pe acest telefon, îmbinările sunt făcute ok la între ecran și ramă. Cam totul este ok, nu pot să spun că atrage amprente foarte multe, este mai mult decât ok la acest capitol, cel puțin față de alte telefoane. Spatele său nu atrage multe amprente, chiar dacă are acest design alunecos. Și ecranul la fel. Despre ecran vom discuta un puțin mai încolo. Și vom trece la partea multimedia. Pentru asta intrăm în playerul audio și vom asculta ceva melodii. Ok. După cum vedeți, este la maxim sunetul. Avem și câteva setări, haideți să trecem prin ele ușor. Ok, sunetul este unul foarte bun, nu am nimic de comentat la acest capitol și dacă tot suntem la sunet, evident, o să ducem și căștile, imediat rezolvăm, uitați și căștile și dacă v-ați uitat și la unboxing, ați observat că și aceste căști au un design curbat, sunt în ton cu telefonul și cu cutia telefonului care este și ea curbată. Vom introduce căștile să vedem cum se aude și la căști. După cum observați, când introduceți căștile, neapărat doar căștile și dacă îl băgați la calculator cu USB-ul, vi se deschide acel meniu care tocmai a dispărut. Ok, haideți să dăm drumul la melodie. Umblăm și la sunet. Avem și o atenționare. Ok. Și sper că se aude ceva. Hai să trecem la altă melodie. Cam așa se aude cu căștile. Căștile sunt bune, au un design foarte frumos și sunt chiar de calitate. Au și acest fir plat, nu este rotund ca de obicei. Ok, haideți să scoatem căștile și să trecem mai departe. Ne vom uita la playback-ul video. Ok, și intrăm în aplicația video. Haideți să dăm de la început. Așa.
Și haideți să vin mai aproape să observați cum se vede. Este o filmare 4K. Culorile sunt redate foarte, foarte ok. Sunt chiar puțin suprasaturate. Dar pe total, filmarea este bună și playback-ul video este foarte ok. Nu avem probleme. După cum observați, tot aici la playerul video avem și câteva opțiuni. Avem opțiunea de zoom, zoom audio. Putem să selectăm unde vrem să se audă mai tare. Avem și această opțiune de a trece playerul video, de a-l minimiza. Ok, haideți să-l facem înapoi. Avem și Smart Share. Ok. Putem să punem loc și atunci nu mai putem să facem nimic pe ecran. Să nu ieșim din greșeală din video. Okay. Și avem și această opțiune de a putea redimensiona videoul în timp ce ne uităm la el. Okay. Și mai avem aici alte setări, după cum observați. Cam astea sunt toate setările la video. Avem și Smart Video. În caz că nu ne mai uităm la ecran, videoul se oprește. Okay. Și ne vom uita la aplicația camerei, vom vedea ce opțiune oferă. După cum am spus, avem o cameră de 13 megapixeli cu autofocus. Și așadar, pe partea din stânga avem opțiunea pentru blitz. Putem seta. Apoi putem să trecem din camera frontală pe cea din spate și invers. Okay. Trecem din nou pe cea din spate. Avem modurile. După cum observați, avem modurile asemănătoare celor ce le-am văzut pe Samsung S4 și Note 3. Și avem această capturare care, de fapt, șterge imagine din spate. Faceți poza și puteți să ștergi subiectele care au intrat din greșeală în poză. Mai departe, haideți să trecem în modul acesta. Mai departe avem HDR, panorama, avem și panorama RV. Facem o poză, o panoramă totală, full panorama, dacă e să spun așa, o să vedeți imediat. Dar această panoramă necesită mult timp și îndemânare. Fotografiere continuă, putem să facem până la 20 de poze. Fotografie portret, beauty shot mai exact, pentru a elimina imperfecțiunile de pe față, cameră duală, să ne filmăm și pe noi în timp ce filmăm cu camera din spate. Fotografie mașina timpului, pur și simplu realizează poze înainte să apăsăm butonul pentru a face poza. Avem inteligent automat. Pur și simplu își alege el setările. Nu pot să spun că recomand această opțiune. Avem și opțiune pentru sport, obiectele mișcare rapidă, această opțiune pentru lumină mai slabă, însă nu este chiar eficientă. Și din nou ajungem la normal. Ok, hai să intru din nou. Avem și setările obișnuite, avem și declanșare la voce, luminozitatea și opțiunea pentru focalizare. Putem să alegem și focalizare manuală și urmărirea feței, dacă dorim. Dimensiunea fotografiei, după cum observați, 13 megapixeli la rația de 4x3 sau 10 megapixeli la 16x9. Avem și ISO care merge doar până la 800. Am fost puțin dezamăgit de acest lucru. Și balansul de alb. Avem și efecte de culoare, doar câteva. Temporizator și așa mai departe, sunet, captură, tastă volum pentru a captura,
putem să le selectăm și ca zoom să fie acele butoane în spate despre care vă spuneam. Bun. Mergem mai departe și trecem la captura video. Avem și aici aceleași opțiuni. Avem și aici câteva moduri. Normal, efect live. Putem să aplicăm diverse efecte în timp ce filmăm. Ochi mari, gură mică, nas mare și cam atât. Haideți să selectez din nou modurile. Avem înregistrare dublă, evident. Zoom de monitorizare. Avem și zoom audio, despre care pot să spun și am spus deja că nu este prea eficient, însă este acolo. Nu pot să spun că nu face chiar nimic, însă nu este chiar așa cum îmi doream eu. Și dimensiunea video Ultra HD, 3140x2160 de pixeli, Full HD la 60 de frame pe secundă și Full HD-ul normal, și dar multe opțiuni la capturarea video. Avem și aici luminozitate și balansul și câteva efecte de culoare. Ok, cam astea sunt opțiunile la partea foto. Haideți să intrăm și în galeria foto. Am câteva poze aici făcute. Totodată să nu uitați că pozele le voi posta și pe facebook.com/gadgeton.ro. Acolo găsiți toată galeria de poze, le puteți analiza mai bine. Cam așa arată pozele, înăuntru, la lumină mai slabă. Am fost per total mulțumit de această cameră. Dacă este lumină, pozele ies foarte bine, focalizarea este foarte, foarte rapidă, printre cea mai rapidă dintre câte am văzut până acum. Să dar un plus la acest capitol. Și panorama face bună panorama, este ok. Această poză este cu zoom la maxim și la lumină scăzută. Alte poze făcute la un meci de basket. Sunt poze făcute în interior, într-o sală. Lumina nu este chiar excelentă. Și puteți observa că, nu știu dacă se observă de fapt aici, dar în timp ce am fotografiat aparatul foto, prin unele zone a avut o tentă de mov. Nu înțeleg de ce. Am văzut că are această problemă și în alte recenzii. Asta intervine când lumina este scăzută. Aici sunt alte poze de lumină mai slabă. Se descurcă per total ok. Însă la lumină mai scăzută se putea puțin mai bine. Mă așteptam la poze mai bune totuși. Și vă arăt imediat despre ce este vorba. După cum observați, aici este chiar lumină scăzută. Și observați că pozele sunt foarte, foarte slabe. Aproape nu înțelegi nimic, însă lumina este slabă, slabă de tot. Și aceasta este și acea panoramă full, însă nu mi-a reușit, doar pe jumate. Dar dacă aveți îndemânare și răbdare, în special, puteți crea niște poze excelente, o panoramă normală care a ieșit per total ok. Ok, după cum ați văzut, am stat mai mult la cameră de data aceasta pentru că avem o cameră bună totuși, cu multe opțiuni. Și haideți să facem o poză chiar și acum. Punem aici telefonul și observați ce vorbeam, la lumină slabă nu este chiar ok, nici focalizarea nu este foarte rapidă, dar până la urmă rezultatul este bun. Totuși nu este chiar așa lumină slabă aici la mine în cameră, dar asta este. Până la urmă nu este un telefon făcut să faceți poze noaptea cu el, dar pe timp de zi se descurcă excelent, la filmare excelent, focalizarea de asemenea foarte bună. Și, per total, la cameră am cuvinte de laudă, nu pot să spun că este extraordinară, însă cuvintele de laudă sunt binevenite la acest capitol. Ok, mergem mai departe și ajungem la baterie. După cum vă spuneam și mai înainte, bateria este de 3500 mAh, așadar o baterie imensă.
și care ar trebui să ne ofere mult, mult timp cu telefonul, cu la o încărcare, ar trebui să avem mult timp de funcționare și pot să spun că lucrul acesta se și întâmplă pentru că la o încărcare putem utiliza telefonul la o utilizare moderată, medie, adică undeva la 2 zile, poate mai bine, cam 2 zile jumate. Vă dați seama că dacă nu îl utilizați foarte mult, treceți ușor, ușor de 3 zile, dar dacă îl utilizați cât de cât, ajungeți la 2 zile, 2 zile și ceva. Am uitat și la un film, din păcate, l-am pus la încărcat și am uitat să fac o poză și dacă vă uitați la un film, sincer să fiu, s-a dus cam undeva la 10% din baterie și am calculat că ar ajunge undeva la 13 ore de playback video continuu, ceea ce este extraordinar pentru un telefon, mai ales dimensiunile acestea. Și haideți să intrăm totuși în galerie, pentru că am ceva screenshot-uri făcute la baterie. Și observați aici, aveam apeluri vocale 1 oră și 36 de minute, ecranul a mers 5 ore și utilizarea acumulator 94 de ore și 13 minute. Mai aveam 25% din baterie. Pot să spun că sunt impresionat de baterie, mai ales că vine de la un telefon LG, despre care până acum pot să spun că nu impresionau la acest capitol, la capitolul baterie, însă la fel cum este și la LG G2, la fel și la LG G Flex, bateria este unul dintre punctele cele mai bune la telefon. Și dar nu aveți de ce să vă faceți griji din pricina bateriei, o baterie excelentă. Niciun comentariu la acest capitol, este de o notă foarte bună și mergem mai departe și ajungem la partea software și cea hardware, probabil cea mai importantă dintre toate părțile, dar înainte de toate aș vrea să vă arăt cât este de mare LG G Flex, iar pentru asta am Motorola Moto G, care este și el în teste și vei face recenzia în scurt timp. Ok, cam asta este diferența. Am comparat și Motorola Moto G cu LG Optimus 2X. Dimensiunile sunt aproximativ aceleași, vă spun asta ca să vă puteți face o părere cât este de mare LG G Flex. Ok, cam astea sunt dimensiunile, după cum observați, telefonul intră fără problemă în ecranul lui G Flex. Ok, înainte de toate, aș vrea să vă spun câteva chestii care nu m-au plăcut la G Flex și după cum urmează, prima chestie și probabil cea mai importantă dintre toate, este ecranul și nu vreau să mă înțelegeți greșit, îmi place ecranul lui, mai ales când vă uitați la filme pe YouTube, filmele se văd excelent, pur și simplu devii dependent de acest telefon, mai ales de ecranul lui, pentru că această curbură îți oferă o experiență vizuală nemai văzută până acum și nemai întâlnită la vreun telefon, dar totodată nici nu vreau să mă gândesc cum ar fi arătat filmele dacă ecranul ar fi fost Full HD. Și da, regret lucrul acesta pentru că nu au pus un ecran Full HD. Pe lângă asta, densitatea pixelilor este foarte scăzută, doar 245 de pixel per inch și la prima vedere nu veți observa acest lucru, însă cu timpul veți observa, nu se va vedea chiar așa de bine, dar este bine că vorbim de un ecran făcut de cei de la LG și știm că în acest capitol stau foarte, foarte bine. Este o matrice full RGB și lucrul acesta este foarte, foarte ok și chiar și așa, dacă ecranul este Full HD și are densitatea pixelilor scăzută și la dimensiunile astea de 6 inch, ecranul tot este unul bun. Încă un minus la ecran ar mai fi și faptul că luminozitatea sa nu este chiar așa de bună în bătaia soarelui, dar nu stă nici rău la acest capitol. Puteți totuși să umblați pe telefon chiar și în lumină naturală, dar nu este chiar așa de luminos. Cam asta este minusul mare al telefonului, dacă pot să spun așa. Probabil că pentru mulți nu va conta acest lucru și nu vor observa acest minus, dar testând multe telefoane este ușor să-ți dai seama de acest lucru. Al doilea ar fi legat de apeluri. Telefonul nu se aude chiar așa de bine în apeluri cum așteptam. Nu înțeleg de ce. Mai în toate recenziile văd că am văzut că mulți îl pun acest lucru ca plus, însă mie mi s-a părut că se aude bine,
De multe ori când am vorbit cu cei cu care vorbeam, îmi spuneau că nu mă aud și am fost nevoit să trec lucrul acesta la minus. Încă un minus ar fi faptul că spatele său, de fapt, acel lucru care, prin care se spune că se repară singur, nu este chiar așa. Să nu vă lăsați induși în eroare de acest lucru, pentru că dacă îl veți zgâria, zgâriat rămâne. Chiar și acest telefon are o zgârietură. Și haideți să vedem dacă pot să o fac vizibilă pe cameră. Este undeva aici. Nu știu dacă se observă, probabil că nu. Însă ea are o zgârietură. Alte câteva lucruri pe care le-am trecut la minus au fost faptul că telefonul nu vine cu radio FM. Pe lângă asta rulează doar Android 4.2.2. Aș fi preferat să fie un 4.3 sau de ce nu 4.4. Că vorbim totuși de un telefon la un preț foarte mare. Apoi faptul că pozele prind o tentă mov, albastră, depinde unde faceți poză, dar nu întotdeauna, depinde de condiții. Dacă nu este lumină sau dacă este prea mult negru sau prea mult alb, cam atunci apare această problemă. Faptul că nu putem să atașăm un card SD, iar am trecut la minus și în mare, cam astea sunt minusurile pe care le are acest telefon. În rest, telefonul este foarte ok și, mergând mai departe, că totuși am ajuns să spun concluziile acum, trebuia la final, dar nu este nimic, vom merge mai departe și ne vom uita pe partea software să vedem ce ne oferă acest telefon, iar pentru asta intrăm prima dată în setările lui și veți vedea că ne oferă Android 4.2.2, să nu fie nicio problemă la acest capitol. Ok, 4.2.2 este versiunea de Android, bun, și mergem mai departe și prezentăm aplicațiile cu care vine acest telefon. Pe lângă aplicațiile Google, despre care nu o să mai amintesc, telefonul vine cu aplicația camerei pe care am prezentat-o deja. Ok, mai departe, avem aplicațiile Google despre care v-am spus deja. Galeria este o aplicație puțin modificată de LG. Cam așa arată. Ok, puteți să le faceți mai mari sau mai mici prin pinch and zoom. Și aici aveți și opțiunile. Ok. Mergem mai departe și observați LG Backup. LG Backup, așadar, puteți să creați copii de siguranță și alte lucruri. Mai departe avem această aplicație Live Square, unde putem să selectăm anumite opțiuni, apeluri, mesaje, galerie, Facebook, Twitter și așa mai departe, iar ele ne vor apărea aici pe zile și vom vedea tot ce am făcut în aceste zile. Ok, o aplicație interesantă și oarecum utilă, aplicația pentru Memento, unde putem să scriem diferite chestii despre care să ne amintim mai târziu. Mergem mai departe. Avem aplicația pentru fotografii de la Google, aplicația pentru muzică, v-am arătat-o mai înainte la playback-ul audio, o aplicație pentru meteo, destul de interesantă și o să vedeți imediat mai încolo de ce spun asta. Avem și acest Note, care se vrea a fi cam cum vedem pe Samsung, pe Note 2 sau S4. Observați că puteți să creați destul de multe lucruri interesante și aici. Însă fără un stylus este destul de greu. Faceți o notă nouă și puteți să scrieți diferite chestii. Chiar să adăugăm și imagini din galerie. Putem să decupăm imaginea. Facem cât dorim noi. Am decupat-o. Și o introducem în această notă, o micșorăm dacă dorim, putem să scriem ce dorim noi. E o aplicație
utilă, putem să trecem, să punem și text. Putem să ștergem și uitați aici câte opțiuni aveți să selectați ce doriți de aici și să puneți în această notă. Bun, cam atât cu asta. Mai departe avem obiective. Trebuie să adăugăm un cont. Ei, nu am intrat în această aplicație, însă este tot de genul acesta. Pentru a ne programa să facem ceva, avem Q-Titer acesta. Ați văzut mai înainte la playback-ul video despre ce este vorba și o să vedeți imediat cât de utilă este această aplicație și interesantă. Avem Quick Remote pentru a schimba canalele. Am găsit chiar și un televizor Gold Star pentru a încerca dacă merge cu această aplicație, însă nu a funcționat. Dar auzit și sunetul, este o aplicație interesantă și de obicei funcționează cu mai toate televizoarele care sunt acum. Uitați aici, avem proiector, Blu-ray, audio, TV, decodor, DVD, chiar și cu aerul condiționat funcționează această aplicație și puteți să folosiți și ca recomandă universală. Întotdeauna mi-a lipsit această aplicație de pe S4 și Note 3 și mă bucur că și cei de la LG au introdus-o. Avem și un remote call service, pe portofon, la setări ne uităm puțin mai încolo, videoclipuri, este aplicația pentru video, avem diferite gesturi după cum observați, dacă rulăm un video, îi putem da zoom în timp ce ne uităm la el și alte opțiuni pe care vi le-am prezentat mai înainte. Ok? Nu uitați că toate videourile cu acest telefon vor fi pe canal și vă rog să intrați și pe canal să vedeți tot ce este acolo, pentru că sunt lucruri interesante. Bun. Avem acest box și după cum vedeți, cam asta face. Putem să facem share la diferite chestii de pe telefon. Mai departe avem dicționar. Din păcate nu avem și limba română. Putem să trecem la minus. Avem un dicționar pentru aplicații. Dicționarul pentru fișiere. Observați aici. Am disponibil 15 GB și 51, total este 24.08 din 32 de GB, atât avem disponibil. Mai departe, Polaris, Quick Translator, după cum am spus, deja nu avem limba română, ceea ce îl face oarecum inutil. Dar în caz că sunteți în altă țară și știți engleză, puteți să traduceți în engleză, ceea ce este destul de bine. Safety Care. Avem LG Smart World, însă sincer nu folosesc această aplicație sau magazinul virtual al celor de la LG. Ok. Avem un joc, toate gameplay-urile vor apărea și ele, tot pe canal, nu voi face în acest video niciun gameplay. Și aici avem câteva aplicații instalate de mine și jocuri. Observați cam ce am instalat pe el eu și cam cât spațiu a luat. Eu zic că vă descurcați, chiar dacă am pus la minus faptul că nu are card SD, vă descurcați ușor cu acest 32 de giga, cel puțin eu mă descurc, nu am nicio problemă la acest capitol și vom intra în setări, după cum observați. Da, nu știu dacă ați observat, dar telefonul vine și cu un mic lag, are unele sacadări, sunt foarte, foarte mici și aproape nu le observați, însă ele sunt și îl puteți trece și acest lucru la minus. Observați, partea de setări este organizată pe 4 categorii, rețele, sunet, afișaj și general. La partea de rețele, evident că avem setările pentru Wi-Fi, Bluetooth, date mobile și așa mai departe. Partajare și conectare, partajare internet și rețele, la sunet, profil sunet, volum,
intensitatea vibrațiilor, modul de liniște, tonul de apel și alte setări de aici. La afișaj avem ecranul de start, unde avem tema. Putem selecta tema Flex sau LG, cum este identică cu cea de pe LG G2, fundalul, panorama, unde avem mai multe efecte. Ok. Putem să selectăm ecranul pentru a-l vedea doar în portret sau pentru a intra și în modul landscape. Eu am selectat și pe modul landscape pentru că e mai interesant. Blocarea ecran. Observați și aici câteva setări. Butoanele frontale. Putem să selectăm anumite combinații, după cum observați, exact ca la G2. Și luminozitate automată sau nu, expirare ecran, efect ecran oprit, putem selectăm cum vrem să se oprească ecranul, ce efect să aibă, modul de ecran, standard, vivid și natural, cum să fie culorile, eu l-am lăsat pe standard, vis cu ochii deschiși, pentru ceas, și dimensiune pentru font. Avem și opțiunea Smart, cam identic cu ce am văzut pe Samsung. Puteți, ecranul rămâne activ cât timp vă uitați la el, la fel și la video, de fapt la ecranul inteligent cât vă detectează fața, și la video, dacă nu vă mai uitați la el, video se oprește, însă nu prea funcționează ok această funcție, de fapt nici pe Samsung nu era chiar așa de exactă. Și LED-ul de notificare, observați, puteți să le setați și aici cum doriți, foarte multe opțiuni aici. Reglare automată a tonalității ecranului. Zona captură ecran. Și așa mai departe. La general avem și câteva gesturi. Ecran activat, oprit, răspundere la apel, intrare. Diminuare ton apel este o funcție interesantă când sunteți sunați. Dacă luați telefonul în mână, sunetul se diminuează, nu mai este chiar așa de puternic, și alte setări și aici. Avem și o operațiune cu o singură mână, de fapt operare cu o singură mână, tastatura, ecran de blocare și alte câteva opțiuni. Stocare, v-am spus deja, mai am peste 15 GB. Am destul de multe chestii instalate pe el, cam tot ce mi-a trebuit. Baterie, 75% mai am, 14 ore și 2 minute de funcționare. Ecranul a mers 2 ore și 11 minute. Foarte bună această baterie, repet încă o dată, excelentă bateria. 75% 2 ore. Vă imaginați, ar ajunge la 8 ore, mai bine de 8 ore cu ecranul pornit. Okay. Și trebuie să rețineți că nu am activat până acum economisirea bateriei niciodată. Operații multiple, avem ghisare laterală, dual window și vizualizare împărțită. O să vedeți imediat despre ce este vorba. Conturi și sincronizare, cloud și alte setări obișnuite pe aici. Avem și aceste accesorii. Dacă activați aceste opțiuni, vă apare acel meniu despre care v-am spus mai înainte. Ok, și despre telefon. Informații software, după cum am spus, Android 4.2.2. Să sperăm că vom primi și update. Bun, și vă spuneam de aceste operații multiple, despre ce este vorba, dacă țineți apăsat pe butonul back și ne apare acest meniu. Este ceva în genul lui Samsung cu acel multi-window, aici se numește altcumva, este o opțiune foarte bună de multitasking și să zicem că partea de sus selectăm videoclipuri, iar în partea de jos să spunem că trecem YouTube-ul, ok, și este exact ca ce am văzut pe Samsung. Ele pot fi trecute sus sau jos, după cum doriți.
aveți și alte opțiuni aici, le puteți selecta între timp altele, de exemplu selectăm Chrome, punem în locul lui YouTube, ok, le putem face mai mici, mai mari, cum dorim noi și putem ieși din ele și revenim la aplicația anterioară. Evident că LG G Flex vine și cu Quick Memo și îl putem accesa foarte ușor de pe butonul Home. Pur și simplu trageți așa și intrați în Quick Memo. Avem pentru Quick Memo mai multe șabloane. Ne putem selecta de aici. Acesta este pentru Google Maps. Dacă navigați pe Google Earth și vreți să arătați cuiva unde să ajungă, le puteți însemna foarte ușor traseul sau pur și simplu locația. Mai departe avem aici mai multe șabloane, după cum am spus, destul de amuzante și interesante de altfel. Ok. Puteți să selectați culoarea care vreți să scrieți, puteți să salvați în note sau în galerie și puteți să le dați share, uitați câte opțiuni de share aveți. Cam astea sunt opțiunile pentru Quick Memo. Și mai departe, aș vrea să ne uităm la lock screen-ul telefonului. După cum știți, evident, telefonul vine și cu acest dublu tap pentru a-l opri și totodată pentru a-l porni. Avem și acest efect foarte interesant care pune în valoare faptul că telefonul este curbat. Înclinați telefonul și observați cum se duce acest efect. Hai să revenim. Bun, și vă spuneam de acel program Q-Title. Ce face el mai interesant este aici pe lock screen, dacă trageți cu degetele. Ok, dacă funcționează destul de greu și trebuie să tragem simultan. Ok, iată că a funcționat până la urmă. Puteți intra în fotografii, videoclipuri și YouTube. Și observați acest efect care pune în evidență ecranul curbat. Este interesant și vă spuneam că este foarte, foarte ok la vizionat filme acest telefon, acest ecran. Bun. Mai departe, continuăm cu partea de lock screen. Evident că avem și această opțiune pentru widget-ul pe lock screen. Mi-a plăcut foarte mult acest efect cu vremea, pentru că afară plouă. Iată că și pe ecranul telefonului plouă. Puteți selecta și notificările de aici. Hai să deblocăm ecranul și ajungem în bara de notificări. Observați aici cât este de mare, cât spațiu ocupă și câte opțiuni avem aici. Ok, aici sus aveți tot ce puteți să folosiți, Quick Memo, puteți intra și aici, Q Slide, Quick Remote, foarte ușor puteți să accesați modul pentru a schimba canalele, ok, sunetul, datele și alte opțiuni de aici puteți să selectați și să le editați dacă doriți. Haideți să dezactivăm Quick Remote-ul și vedeți și această opțiune pentru aplicațiile Q Slide. Exemplu, intrăm în calculator și mai intrăm și în videoclipuri. Doar două merg deodată. Puteți să le faceți mai mici sau mai mari, să se vadă mai clar sau nu. Ok, puteți trece în ecranul în full screen sau nu. Ok, multe setări și aici la aceste aplicații. Mergem mai departe. Putem să redăm, evident, video-ul în acest format.
Bun, observați și această aplicație, de fapt acest widget pentru vreme și se potrivește perfect cu acest background. Arată foarte bine împreună. Revenim la partea de notificări. Cam acestea sunt toate aplicațiile pentru Q-Slide. Și de aici putem să selectăm și luminozitatea ecranului și sunetul. Bun, putem să intrăm și în setări de aici. Avem și o parte cu widget-uri. Ați observat și un lag ușor. Și vă spuneam înainte că vă mai arat încă ceva. De exemplu, dacă intrăm pe internet, tragem cu 3 degete. Ok, mai intrăm și în magazin Play. Din nou, îl ducem și pe el acolo. Și haideți să intrăm și pe galerie. Ok. Și avem aplicațiile salvate. Sunt 3 la număr și ca să revenim la ele, uitați ce frumos arată. Multitasking foarte eficient. Și le selectăm pe care dorim noi. Intrăm din nou pe internet. Dacă vrem, tragem nou cu 3 degete. Intrăm și în galerie. Sau putem pur și simplu să le ducem înapoi. Și revenim la home screen. Ok. Trebuie să vă obișnuiți. Durează puțin timp. Și în magazinul Play. Bun. Acum că toți suntem aici. Ok. Haideți să intrăm și pe internet. Haideți să selectăm GSM Arena și o să vedeți. De ce am spus că nu este ok ecranul HD? Dacă aveam un ecran Full HD, puteam citi cu ușurință tot ce scrie tot ce scrie pe acest site, însă așa nu putem citi și trebuie să dăm zoom, ce este oarecum ciudat pentru că la un ecran așa de mare ești nevoit să dai zoom, dar asta este. La navigare pe internet, per total, nu am ce să-i reproșez. Telefonul merge excelent, singurul minus, deja vi l-am spus, că nu putem citi fără să dăm zoom, însă de navigat, telefonul navighează excelent. Niciun reproș, se mișcă foarte, foarte bine. Pe orice site intrați, foarte repede îl încarcă. Observați. Pinge în zoom, fără nicio problemă. Clarifică textul imediat. Fără pic de lag. Însă, nu putem să citim fără să dăm zoom. Acest este un mic minus. Și ușor, ușor ne apropiem și de final, dar nu înainte să intrăm pe hărți. De altfel, telefonul se mișcă excelent și la acest capitol. Haideți să-i oferim acces la locație. Ok, trecem și pe satelit. Se mișcă bine, însă nu este chiar așa de exact, pentru că eu stau pe undeva pe aici, deci este o diferență. Dar dacă îl las mai mult timp așa, își revine și mă duce la locația exactă. Ok, de mișcat se mișcă foarte bine și împreună cu bateria care ține foarte mult, puteți să folosiți telefonul fără probleme, ca și pe post de GPS, fără nicio problemă. Rulează foarte bine pe post de GPS. Evident, aveți nevoie și de internet pentru asta, de internetul activat, să fie activ, sau puteți să instalați voi un program pentru navigare. Bun, pe partea de Wi-Fi, nu au fost probleme, semnalul Wi-Fi este bun, chiar foarte bun. Este cam cu o linie peste alte telefoane, de exemplu, că am avut în teste Motorola Moto G.
cam colinii a fost colinuță de fapt peste Motorola. Bun, intrăm în galerie și vom vedea așa de final câteva teste și după cum urmează. În quadrant am scos 19.918 puncte, în Antutu am scos 36.295 de puncte. Trebuie să țineți că testele le-am făcut doar o dată, cum au ieșit așa au ieșit, nu le-am mai repetat pentru că am mai spus de multe ori, mi se par irelevante la aceste telefoane de top. Iar în Enamark am scos 60 de frame-uri pe secundă. Și nu vom încheia înainte să dăm notele, evident, și după cum urmează, la design și la calitatea materialelor, eu i-am dat nota 9,5. În caz că vă trebuie să cumpărați acest telefon, veți ști că aveți un telefon cu un design unic și o calitate a materialelor foarte bună. Evident că am trecut la plus faptul că este curbat și dacă îl veți utiliza pentru o perioadă mai îndelungată de timp, veți fi de părere cu mine, sunt sigur de acest lucru. Pe partea de multimedia i-am dat nota 8,5, v-am spus, sunetul este foarte bun, vizionarea filmelor este foarte bună din cauza ecranului curbat, însă ar fi fost mult, mult mai bine dacă ecranul ar fi fost Full HD. Pe partea de cameră, nota 8,8, pentru că sunt probleme la poze, dar problemele intervin doar atunci când, în timp ce faceți poză, aveți foarte mult negru, atunci telefonul, adică pozele, vor prinde o tentă de roz și pe alb prinde o tentă albăstruie. Și faptul că nu are stabilizare optică a imaginii, din nou este un minus. La baterie, nota 9,9, niciun comentariu aici. Probabil cea mai bună baterie de pe un telefon și pot să spun că este undeva alături de Nokia 1520. Nu știu dacă este chiar peste sau sub, dar totul este la limită acolo. Pe partea de software și hardware, cea mai mică notă, nota 8 doar. După cum am spus, ecranul, aici este minusul mare. Nu pot să înțeleg cum de-au pus un ecran HD la dimensiunile astea și la prețul acesta, însă, totuși, având în vedere că este de la LG, știm ce ecrane bune au ei, avem parte de un Full RGB și faptul ăsta îl face totuși să fie un ecran bun. Totodată la minus am trecut și faptul că nu are radio și nu vine cu card, dar astea sunt oarecum minusuri mai mici. Și faptul că mai are lag din când în când. Apoi sunt câteva opțiuni smart pe care cei de la LG nu au știut să le scoată în evidență. Pur și simplu se simt aruncate pe aici pe undeva, dar oarecum suntem obișnuiți cu lucrurile acestea de la LG. Însă totuși se îndreaptă și ei spre oarecare lumină mai bună, pentru că ultimele telefoane lansate sunt chiar foarte bune și se vede că se lucrează la ei și la capitolul cameră și baterie, unde erau mai deficitari. Așadar, cam acestea au fost minusurile. Pe total, nota este 8.94, o notă bună, zic eu. Nu uitați, telefonul costă 2890 de lei pe marketonline.ro, de acolo puteți achiziționa la acest preț. Așadar, cam asta a fost cu acest telefon, cam acesta a fost review-ul lui LG G Flex. În caz că am omis ceva, vă rog să scrieți într-un comentariu și eu vă voi răspunde dacă pot la acel comentariu. De asemenea, v-aș ruga să dați un share la acest video pe Facebook, pe Google Plus sau pe Twitter sau unde doriți dumneavoastră. Nu uitați să dați subscribe la canalul meu, nu uitați să intrați pe canal, să vizionați toate videourile ce le am acolo. De asemenea, vă rog să intrați și pe Facebook. Acolo veți vedea galeria foto pentru acest telefon, pozele făcute cu acest telefon. Toate linkurile de care aveți nevoie sunt în descriere. Așadar, nu uitați să dați subscribe la acest video. În curând va apărea și recenzia lui Motorola Moto G, în caz că vă interesează. Nu uitați de acest telefon, v-am spus deja, 2890 de lei la marketonline.ro. De acolo găsiți, le mulțumim pentru că ne-au trimis telefonul în teste.
Așadar, LG G Flex, primul telefon curbat din lume, primul telefon flexibil, primul telefon care se vindecă singur. Acesta a fost review-ul. Eu vă mulțumesc mult pentru vizionare și vă aștept în continuare pe canalul meu. Vă mulțumesc mult și la revedere!